Salutare tuturor, sunt bine v-am regăsit, oameni buni la un nou vlog Băi, vreau să vă spun că am luat bacul Bine, cred că nici nu v așteptat să nu iau bacul, adică v-am spus din start Că o să-l iau, că nu este nicio problemă Dar emoțiile cele mai mari erau pentru note Pentru că vă dați seama, eram și o curios să văd ce note o să iau Și cred că nu sunt singurul care era cu noi Adică sunt sigur că și câțiva dintre voi erați curioși să vedeți ce note iau uh, Și de aceea fac și acest vlog În primul rând pentru a vă spune că am reușit Oh my fucking god, deci este un achievement foarte mare pentru mine, eu fiind gamer, youtuber, uh, nu știu, administrator de comunitate, de servere, am reușit să iau bacul și chiar cu notă mare. Înainte să vă spun ce note am luat... Uh, vreau să vă anunț că în această seară la ora 10, adică ora 22, voi fi live. Vă aștept pe toți acolo să sărbătorim împreună această victorie. Deci chiar vreau să ne distrăm de mine. Va fi un live stream ceva mai lung. Va dura mai mult până când ne vom plictisi, până când mi se va face somn. Nu știu, vedem. Dar vă aștept pe toți pe live stream. Aveți acolo jos în descriere linkul. Evenimentul este deja creat și vă aștept la 10 acolo. Bun. Bă, uh, media la Mi-a ieșit 8,61. Ceea ce este foarte, foarte tare, uh, am luat 9.30 la română și, sincer, chiar mă așteptam la 9.30 la română, adică eu la română mă așteptam ceva gen 8.50 pe acolo, nu 9.30, 9.30 mi se pare exagerat, să spun așa, pentru capacitatea mea de a comenta un text, adică la subiectul 3, uh, înseamnă că mi-au dat foarte mult, bă, înseamnă că chiar m-am descurcat, deci 9.30 la română, la matematică am luat 880 și uite aici e nebuloasă pentru că eu mă așteptam, nu știu, să iau măcar 880 la română și 930 la mate. Dar nu, eu am luat 880 la mate și 930 la română. Just, what the fuck? Știi? Uh, la mate trebuia să iau, v-am zis, m-am corectat și cu meditatoarea, trebuia să iau vreo 920, 930, știi? Dar nu are rost să depun contestație pentru că dacă, spre exemplu, eu acum am luat 880 și meritam 950, mi se va lăsa tot 80. Da? Adică diferența trebuie să fie de un punct. Dacă într-adevăr luam, spre exemplu, 8 și meritam 9 și 10, atunci da, am mutat 9 și 10. Dar dacă e o diferență mică de 50 de sutim care de fapt nu e foarte mică, 50 de sutimi, alea contează chiar foarte mult la medie, uh, nu se schimbă. Asta e foarte shitty, sistemul ăsta, dar ce să-i facem? Deci 9.30 la română, 8.80 la mate și 7.75 la bio. Și la biologie a fost surpriza cea mai mare. Bă, 7.75 la bio... Știți cât am învățat pentru biologie? Sincer vă spun. Cât am învățat eu pentru biologie? Două zile. Două fucking zile am învățat pentru biologie. Și nici nu cred că se poate spune două zile pentru că prima zi, adică după matematică, adică miercuri, când am dat matematica, am învățat cine știe ce. Am uitat acolo pe probleme o oră și cam atât. Joi am învățat și drept joi chiar am repetat la biologie toată ziua, dar atât. Deci o zi și un pic, ca să o luăm așa. Păi și a luat 775, o mai fac in la biologie, mă așteptam să iau vreun 7, 6, 50, 7 și eram fericit cu noaptea aia, dar 7, 75, ai adică, de capul bă, chiar e ceva. Și a v-am zis, eu chiar sunt fericit, adică am o grămadă de cunoștințe care 4 ani de zile n-au făcut absolut nimic decât să învețe. Adică nu se joacă pe calculator, pur și simplu, ok, mai ies afară, dar nu sunt genul să se ducă în cluburi, să chestii, să stea toată ziua afară. Nu, frate, mai ies afară două ore, în rest, toată ziua în casă și în vat. Patru ani de zile asta au făcut și au luat 9.40, 9.50, bă, what the fuck, stai patru ani și nu mai înveți cei 9.50 la bac. Și eu care, vorba aia, nu m-am preocupat chiar deloc cu învățatul cu bacul, să zic bine, nici chiar deloc. Nu m-am preocupat așa cum trebuia, știi? Pentru că v-am zis, am avut alte chestii de făcut. Sunt și sportiv de performanță, mă ocup și de acest canal de YouTube, am și comunitate, am și servere, sunt și gamer, adică mă joc și o grămadă de jocuri fără să filmez și am reușit să iau 861 la bac, ceea ce este foarte tare. Și vă mulțumesc și vouă pentru suportul acordat, pentru că Uh, a fost alături de mine în aceste momente și ne-ați început tot să o să urlați Bă, Andrei, de ce nu pui clipuri? Pune clipuri, dă-l în măsa de bac! dă o masă de treabă, pune clipul. Nu, frate, toți ați fost înțelegători. Ați știut și voi că până la urmă asta e o chestie destul de importantă. Chid că eu cel puțin am nevoie de bac, pentru că eu mă duc la o facultate fără frevență o facultate privată și n-am nevoie de bac. Dar am luat și o bac acolo pentru că cine știe când ai nevoie de el. Știi? Adică, nu știu, poate în viață o să am nevoie de bac. Și atunci de ce nu? Uh, în fine, deci fraților, cam asta am vrut să vă spun. Eu chiar sunt foarte, foarte fericit. Uh, nu mă așteptam să iau o medie așa mai la bac, mă așteptam pe la un 8, dar 8 6, e Juju, frate, e foarte, foarte bine. Încă o dată vă reamintesc că la ora 10 vom petrece împreună pe live stream. Live stream va fi, bineînțeles, tot pe YouTube și aveți și acolo jos în descriere linkul pentru că evenimentul este deja creat. Vă aștept la 10 pe toți și ne auzim acolo, fraților. Eu am fost Andrei și v-am salutat pe toți. Ciao.